Pentru mine, ziua de astăzi este o dublă sărbătoare, nu numai pentru că pot să-l cunosc pe domnul profesor Istru și să spun că i-am citit cu încântare studiile din volum, dar și pentru că, vă rog să vă amintiți, astăzi este 15 iunie și ar putea să, și ar trebui să ne amintim cu toții de Mihai Eminescu. În urmă cu vreo 10-12 ani, aici, la bibliotecă, în aceea sală, îmi pare rău, nu sunt domnii din conducerea bibliotecii aici, lansam o ipoteză legată de viața lui și moartea lui Mihai Eminescu. La acea dată, sigur că ipoteza mea, de fapt, era rezultatul unor studii, unei bibliografii parcurse, la acea dată, sigur că a stârnit nu numai uimire, chiar și oarecare rețineri și critici. Și iată că astăzi, prin domnul profesor Iscru, și mai este încă un studiu în acest volum al 12-lea, ipoteza pe care o puneam atunci în circulație se confirmă. Într-adevăr, de 123-124 de ani asupra țării noastre apasă această rușine, cum că poetul nostru național ar fi fost nebun. Studiul pe care l-aș recomanda mai ales elevilor să-l citească demonstrează că nici vorbă de așa ceva. Și există o bibliografie extrem de bogată care demonstrează acest lucru. Mihai Eminescu a suportat întâi ceea ce s-ar putea numi în terminologia de astăzi moartea civilă în 1883, pentru că devenise incomod și ulterior, efectiv, a fost asasinat prin instituirea unui tratament inadecvat, ieșit din uz în Europa acelor ani de vreo 50 de ani. Pe scurt, pentru elevi, îmi cer scuze pentru adulți că reiau câteva date fundamentale. În dimineața zilei de 28 iunie 1883, Eminescu, care în copilărie suferise de meningoencefalită, este într-o stare de profundă agitație din mai multe motive. În primul rând, pentru că află că societatea Carpații, al cărei membru era, este pe cale de a fi desființată. În al doilea rând, doamna Slavici, de fapt se numea Sioche Mogioroși, doamna Slavici, se pare că face parte dintr-un complot împotriva lui Mihai Eminescu, pentru că, dincolo de animozitatea existentă la acea dată, avea, se pare, și ochi alunecoși și inimă zburdalnică, vorba lui Caragiale, și Eminescu vedea și știa prea multe, fiindcă se afla în gazdă la Ioan Slavici. În acea dimineață nefericită, doamna Sioche Mogioroși îi trimite un bilet lui Maiorescu, și poate că ar trebui să ne revizuim părerea asupra lui Titu Maiorescu, care a rămas în istoria literaturii ca cel mai mare protector al lui Mihai Eminescu. Îi trimite un bilet cum că Eminescu a înnebunit să îl ia de pe cap. În perspectiva a ceea ce se va întâmpla, Ioan Rusu Șirianu, nepotul lui Slavici, fusese trimis în afara capitalei ca să nu poate să se opună, și Mihai Eminescu pleacă la băile Mitrașevski din București pentru a face, iarăși în terminologia de astăzi, își trata sechelele de meningoencefalită prin ceea ce astăzi am numit hipertermie. Deci băi din ce în ce mai fierbinți. Acolo vine, să zic, mijlocul de transport adus de un agent al Imperiului Austro-Ungar, Grigore Ventura, pseudo-jurnalist, și Eminescu este ridicat
direct din baie și dus la sanatoriul doctorului Șuțu, ca și când ar fi realmente nebun. La insistența, vă dați seama ce s-a întâmplat în tot Bucureștiul, dar aș vrea să revin asupra motivației. Deci, în primul rând, să spunem conflictul acesta latent cu doamna Sioche. În al doilea rând, în București se construise o catedrală romano-catolică. În al treilea rând, Eminescu milita deschis și se afla în atenția autorităților habsburgice, austro-ungare, pentru articolele sale încă din perioada studenției de la Viena. Și în acel an 1883, chiar în acea zi de 28 iunie, trebuia să se semneze tratatul secret. Semnarea lui va fi amânată până spre toamnă, între tânărul stat român și Germania. Sigur că Mihai Eminescu a reacționat la acest lucru și prin articolele sale, prin care îi critica vehement pe cel pe care îi numea roșii, respectiv liberalii de atunci, și aș vrea să subliniez că până la moarte un C.A. Rossetti a rămas ateu și republican convins și ar fi interesant de subliniat că liberalii la acea dată erau numiți chiar socialiști. Deci ei au devenit partid de dreapta după primul război mondial, după ieșirea din circulație a Partidului Conservator. La insistențele surorii lui Titu Maiorescu, Eminescu a fost trimis la sanatoriul Oberdöbling de lângă Viena, unde medicii germani, cu rigoarea medicii austriaci, cu rigoarea tipic germană, au constatat că Eminescu nu era deloc nebun și după încetarea tratamentului cu mercur, imediat, la câteva luni, și-a revenit. Aș vrea să subliniez, nu știu dacă în sală se află și un medic, că paralizia generală progresivă este, sau sifilisul terțiar, este al treilea stadiu al pretinsului sifilis sau luest de care ar fi suferit Mihai Eminescu. Și această boală cumplită produce niște modificări deosebite și ireversibile ale creierului. La moartea lui Mihai Eminescu s-a constatat că, de fapt, creierul lui Mihai Eminescu era absolut intact. Nici nu se punea problema să fi suferit de așa ceva. Și de altfel nimeni n-a demonstrat că Raluca Iurașcu, mama lui Mihai Eminescu, ar fi suferit de aceeași boală și că el ar fi moștenit boala, deci printr-o ereditate încărcată. Nici vorbă de așa ceva. În sfârșit, calvarul lui Eminescu a continuat până în 1889, cu reveniri și recăderi, și, din păcate, tratamentul cu mercur, ori dumneavoastră știți, copiii știu de la chimie, că mercurul este singurul metal lichid care produce rapid oxizi extrem de toxici, și Eminescu efectiv a fost intoxicat cu oxizii de mercur, la un moment dat tratamentul ajungând până la 4 grame pe zi. Deci, efectiv, a fost intoxicat. Studiile ulterioare confirmă și că în 15 iunie 1889, moartea lui nu s-a datorat unei presupuse sincope, ci efectiv a fost ucis la sanatoriul doctorului Șuțu. Există foarte multe documente și la bibliografia foarte bogată pe care domnul profesor Iscru o dă în studiile domniei sale, eu aș mai adăuga și ceva apărut înainte de 1989, Constantin Vlad, Structura psihosomatică a lui Mihai Eminescu, și ulterior veți vedea o bibliografie bogată, deci Teodor Codreanu, Nicolae Georgescu, Călin Cernăianu, profesorul Constantin Barbu de la Craiova, care a editat 30 de volume de documente care demonstrează ceea ce s-a întâmplat la acea dată cu Mihai Eminescu,
și Mirona Nepuș și, sigur, medicul care demonstrează că Eminescu n-a fost niciodată bolnav sau n-a avut boala care a rămas în istorie, Ovidiu Vuia este primul care scrie despre așa ceva, scrie în limba germană, lucrarea a fost ulterior tradusă în limba română. Spuneam că, din păcate, lui Maiorescu ar trebui să îi se retragă această calitate pe care noi, posteritatea, i-am acordat-o. Fiindcă, în 1883, iarna, spre anul nou, se știe că s-a editat, deci el a editat acel volum Princeps de poezie eminesciană, dar aș preciza că în acest volum poeziile nu sunt ordonate nici tematic și nu sunt ordonate nici cronologic. Titul Maiorescu s-a deplasat personal la Viena ca să-i înmâneze volumul lui Eminescu. Eminescu l-a refuzat. Mai mult decât atât, așa numita opoziție miluită de la acea dată, este cea care a acționat alături de guvernul liberal împotriva lui Mihai Eminescu. Și Petre Carp este cel care trimite un mesager la Viena, ajungându-se până acolo încât s-a sustras foaia de observație din registrul de observație al sanatoriului Oberdöbling. Pentru că este trecută în bibliografie și o cercetătoare indiană, Amita Bose, aș vrea doar să subliniez un lucru, că această cercetătoare, sora cumva geamănă spirit, din punct de vedere spiritual al lui Mihai Eminescu, susține că Eminescu, în scrisoarea întâi, în Luceafărul, în poezia La Steaua, este cel care surprinde cel mai bine specificul gândirii indiene din Rig Veda. Nu avem timp acum să intrăm într-o altă împrejurare, poate că vom intra și în acest domeniu ca să demonstrăm geniala intuiție a poetului în ceea ce ulterior se va numi teoria relativității. Noi, românii, avem un obicei trist, acela de a ne demitiza eroi. Niciun alt popor nu face așa ceva. Facem din Mihai Viteazu un mercenar și domnul profesor și studiile de aici, din acest volum, demonstrează că nu este așa, nici vorbă. Deci Mihai Viteazu nu a fost un mercenar. Despre răscoala din 1784 aș vrea doar să adaug ceva iarăși interesant pe care manualele noastre de istorie nu-l cuprind, și anume că ultimele cuvinte ale lui Horia au fost rostite în limba germană și nu era de crezut că împăratul l-ar fi primit în audiență pe un oarecare, deci cei trei Horia, Cloșca și Crișan, au fost de fapt cei care au pus în practică, au făcut o repetiție generală pentru 1789, care se va și desfășura peste 4-5 ani. Și, în fine, o ultimă chestiune de literatură legată de studiul doamnei Alina Maria Stăcea, legată de doamna T din romanul lui Camil Petrescu. Aș vrea să subliniez doar un singur lucru, că modelul acestui extraordinar personaj din romanul lui Camil Petrescu este actrița evreică, la acea dată, Leni Kahler, iubită în egală măsură și de Camil Petrescu și de Mihail Sebastian, și scriitorul a transpus în roman, parțial sigur, intervine și imaginația scriitorului, a transpus parțial ceea ce trăise el pentru această actriță. Actrița s-a refugiat în Germania în 1953 și a publicat un volum de amintiri. Îmi cer scuze pentru speech-ul meu prea lung. Aș vrea
odată să mă întâlnesc nu atât cu adulții cât cu elevii, ca să intrăm în amănunt în ceea ce privește, spuneam, intuiția genială a lui Eminescu legată de teoria relativității, de acea particulă primordială despre care vorbește în scrisoarea întâi, punctul acela de mișcare mult mai slab ca boaba lumii, este stăpânul fără margini, peste marginile lumii. Dar timpul este prea scurt și e zi de weekend. Încă o dată v-aș ruga să vă amintiți de Eminescu, tocmai pentru că, mai ales pentru copii, bătălia se dă pentru sufletele copiilor și nu întâmplător se găsesc atâția contestatari ai lui Mihai Eminescu, pentru că el a fost ceea ce a fost și se pare că nu le convine unora să fie cunoscută opera lui. A fost contestat începând la 3 ani după moarte de canonicul Grama, ulterior alții și alții i-au contestat opera, până astăzi când, din păcate, am găsit într-un caiet de literatură română, într-un maculator, la un elev, celebra mizerie, cum că Eminescu este cadavrul nostru din Dulac. Scrisă în 1994 sau 95. Nu vă mai spun numele autorului, pentru că intră în istorie. Nu merită. Da, mulțumim.